Salutare, prieteni! Bun venit la un nou episod din Dăm o carte. În episodul de astăzi vorbim despre o cărticică a unui autor pe care voiam să-l descoper de ceva vreme și căruia abia acum i-a venit rândul. Este vorba despre scriitorul ceh Bohumil Hrabal și a sa cărticică intitulată Lecții de dans pentru vârstnici și avansați. Pot rezuma foarte ușor acest roman de sub 150 de pagini, folosindu-mă chiar de un citat al personajului principal, un fost pantofar. O carte bună nu trebuie să-l lase pe cititor să doarmă liniștit, dimpotrivă, trebuie să-l facă să sară din pat în izmene și să dea fugă la scriitor ca să-i ardă câteva. Ai auzit? Atât de bună este această carte. Doar că reacția mea la lecturarea acestei cărți nu a fost chiar asta, ci mai degrabă aș fi dat fuga la scriitor să-l strâng tare în brațe și să-i mulțumesc. Textul lui Hrabal este mai mult decât inedit, este ceva neobișnuit. O narațiune continuă, redată pe parcursul unei singure fraze cu pasaje și povești de un umor incredibil. Ceea ce mi-a plăcut la nebunie, evident. Dar și cu unele episoade de o tristețe apăsătoare, unele chiar horror. De fapt, întreaga narațiune este un monolog, monologul unui fost pantofar. Dacă ar fi să folosim o metaforă, am putea descrie acest monolog drept un magazin de vechituri în care în loc de obiecte uzate și demodate regăsim personaje extrem de pestrițe, întâmplări din Cehia de pe vremea Imperiului Austro-Ungar, toate asezonate cu mult umor și ironie. Există și ceva ludic în acest roman, dar nu ludicul acela copilăresc, ci mai degrabă aerul acela șprințar al bătrânilor care au dat în mintea copiilor. Dacă veți citi, veți înțelege despre ce vorbesc. Am dat de asemenea și de câteva simboluri recurente pe care le-am simțit ca pe niște pauze de respiro, ca pe niște interludii binevenite între povești. Spre exemplu, se face constant referire la patimile lui Iisus Hristos pentru a întări anumite episoade mai ieșite din comun din viața personajelor despre care se povestește sau referirile foarte dese la Cartea Viselor a Anei Novakova, atunci când naratorul dorește să interpreteze anumite detalii pe baza viselor. Ca să vă faceți o idee, vorbind despre sinucigașii care nu pot fi îngropați în cimitir și morții pe front care sunt îngropați unde voiește Dumnezeu, naratorul aduce aminte de interpretarea viselor cu morți. Citez: dacă visezi că ții în mână ceasul unui mort, înseamnă nuntă. Iar dacă visezi că ești închis într-un ospiciu, înseamnă că te așteaptă o bucurie mare. Jesus, what kind of madhouse is this? Am încheiat citatul. Finalul romanului este un pic neașteptat, dar de o frumusețe aparte. Haideți să încheiem episodul cu un citat care poate vă va convinge să-i dați o șansă romanului lui Hrabal. Dar lumea e plină de idioți și bețivi să încerce ei să demonstreze că pot călări un cal stând în picioare, precum răposatul Masarzg la 70 de ani, ca să nu mai vorbesc de călugării tibetani care construiesc o stație de electrificare pentru a lumina mănăstirea în care îl păstrează pe Buddha, cel viu, micuțul copilaș Buddha, sau pe profesorul Einstein care a inventat submarinul atomic, sau de rusnacii care zboară atât de iute în jurul lumii cu turboreactorul că trebuie să frâneze imediat după decolare. Ci că un deștept ar fi spus că nu-i departe ziua când, cu ocazia unui astfel de zbor în jurul lumii, pilotul turboreactorului își va vedea propria coadă, iar pasagerii abia urcați la bord ar trebui imediat să coboare, așa de repede se va putea călători, încât o să fie mai bine să rămâi acasă. Și textul continuă așa până la final. What did you say? Acestea fiind zise, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să-l dați mai departe și să placă și altora. Vă reamintesc că suntem împreună pe drumul spre atingerea 1000 de abonați, așa că nu mai stați pe gânduri, abonați-vă și loviți clonțopelul ca să nu ratați niciun episod. De asemenea, vă aștept în secțiunea de comentarii, unde vă rog să-mi spuneți ce recomandări de lectură mai aveți și de ce nu, ce ați vrea să mai vedeți prezentat pe canal. Promit să interacționez în comentarii, ca de obicei, cu fiecare dintre voi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și, ca de obicei, vă îndemn să citiți și să dați mai departe o carte. Pa!